Ia uitați-l pe Dani ce frumos mănâncă el din oală. Sunt tare curioasă dacă vor ieși și despre el discuții, pentru că în sezonul trecut, Valentin, tot sezonul a fost umilit și certat că, vezi, Doamne, mânca din oală. Apoi și de Gabriela s-a vorbit că le îngea tigâile, de parcă nu gătise ea, știi? Dar na, mai sunt concurenți care mănâncă din oală, nu li se pare nimic anormal. Până la urmă, dacă mai era un pic și gen trebuia să spele și oala, era normal să bage lingura și să mănânce. Cred că așa facem toți, dar suntem mai predispuși să scoatem în evidență ce ni se pare anormal la alții decât ce facem noi. Deci, ca să vedeți că nu e nimic wow să mănânci din oală.